părinților la Europa FM. Bună ziua, părinți, bună ziua, copii, sunt Mirela Retegan, sunteți la Antrenorul Părinților aici la Europa FM. În fiecare duminică încerc să aduc în atenția voastră oameni frumoși, părinți curajoși, care au găsit resurse și știu cum să facă viața copiilor lor frumoasă și fericită, indiferent de condițiile pe care le au. Oamenii pe care eu îi aduc în această emisiune sunt oameni pe care îi cunosc personal. Sunt oameni pe care i-am atins, i-am luat în brațe, i-am urmărit de-a lungul timpului, îi cunosc și îi recunosc și îmi doresc foarte tare să împart această bucurie de a-i cunoaște cu voi. Sunt oameni speciali, oameni frumoși, oameni care vin să ne spună povestea lor și de la care avem extrem de multe de învățat. Astăzi este o emisiune specială. Astăzi, la Europa FM, pentru prima oară, probabil în istoria radioului românesc, o să stăm de vorbă cu o mamă și o fică, cu o mamă și cu o fică specială. O fetiță care s-a născut sub semnul unui sindrom care ar fi putut speria foarte mulți părinți. Doar că, din fericire, Mara s-a născut într-o familie în care părinții ei au îmbrățișat-o cu toată dragostea și au făcut tot ce au putut ca ea să aibă o viață cât mai normală posibil. Ne ducem la Arad și de la Arad vorbim cu o mămică specială, Camelia Oprea, și cu Mara, fetița ei. Bună, fetelor! Bună! Mulțumim de invitație! Sunteți emoționate? Da, eu sunt mami emoționată. Și tu, și eu, amândouă. Mami e mai emoționată decât Mara. Cei care puteți să urmăriți și video această emisiune, vă invit să intrați pe online pe canalul nostru de YouTube și să o vedeți acolo pe Mara, care este absolut superbă, și pe mămica ei o explozie de bucurie. Aș vrea să povestim puțin, Camelia, câți ani are Mara? Mara are 18 ani, e foarte nerăbdătoare să împlinească 19. Practic, din ziua următoare zilei ei, deja povestește despre următoarea vârstă. S-a născut în Arad, al doilea nostru copil. Mai avem o fată pe Anca, 22 de ani, deci între ele o diferență de 3 ani. Amândouă dorite, amândouă iubite și amândouă extraordinare. Ce ți amintești din ziua în care s-a născut Mara? Mara s-a grăbit puțin să vină la noi, adică s-a născut mai la 38 de săptămâni. Față de nașterea Ancăi, Mara s-a năpustit în lumea asta. Adică de-abia m-am apucat să-mi dau seama că se apropie nașterea, că s-a și născut. Și în momentul în care, deci nici n-am apucat să am medic, am născut cu moașă, în momentul în care moașa și asistenta au primit-o în brațele lor, am auzit cumva pe fundal, parcă e chinezoică, și altcineva a spus și cu asta s-a terminat, adică s-a făcut seară, ne-am dus într-un salon împreună cu alte mămici, ca și când totul ar fi fost normal, până a doua zi, când la vizita doctorului neonatolog am fost practic separate sub auspiciile unor riscuri pe care nu e așa foarte mulți copii cu sindrom Down sau trisomia 21 le prezintă, respectiv malformații și tot felul de suspiciuni care până nu sunt confirmate planează așa asupra copilului. Am fost chemați mama împreună cu tata la cabinetul doctorului, doamnei doctor neonatolog, unde ni s-a comunicat vestea, cum că avem un copil altfel. Vestea cumva a căzut peste noi ca un trăznet, că nu ne așteptam, eram tineri, eu 29, soțul 30 de ani. Deși făcuserăm mai multe analize decât la prima naștere, nu am avut nicio suspiciune prin niciun rezultat. Și atunci vestea de fapt a sosit a doua zi, cum că avem un copil special, dar
nu neapărat pozitiv prezentată vestea. Uh-huh. Cumva cu milă. Și da, sunteți tineri, vreți cu școala, cum îmi pare rău, da, o să îi placă muzica, o să fie un copil iubitor și cam atât. Practic cam ce scriau cărțile pe vremea aceea, cărțile de medicină, presupun că nici de cum cele de psihologie nu au fost consultate în comunicarea veștii. Cum ai privit-o tu pe Mara? Păi în momentul acela, n-am știut, n-auzisem până atunci, nu văzusem pe nicio sursă nimic, nicio informație despre sindromul Down, n-am știut nimic. Și practic eu m-am întors în salon crezând că s-a prăbușit lumea pe mine, iar soțul a ales să plece la biblioteca județeană și să caute informații despre sindromul Down. A citit tot ce a putut în câteva ore, s-a întors la mine și mi-a spus că nu există operații, nu există tratamente, este o afecțiune pe care ea o va purta tot restul vieții ei și care va putea fi influențată de modul în care noi ne purtăm cu ea sau în care alegem să o tratăm. Și de fapt de acolo a pornit sprijinul meu, cumva. Și ori de câte ori am căzut, el a avut grijă să mă ridice, cumva, și să mă încurajeze. Și cum am privit-o eu pe Mara? Am simțit că ea noastră. Am ales împreună cu soțul meu să nu comunicăm tuturor, punându-i așa cumva pecetea afecțiunii pe care o poartă. Să-i dăm șansa să fie iubită, să crească atât cât se poate de normal și să nu fie, să fie ea, Mara, copilul nostru dorit și minunat, nu numele afecțiunii pe care o poartă. Cam asta a fost. Eu am să le spun ascultătorilor că eu am întâlnit-o pe Mara la 10 ani distanță, după nașterea ei, Mara avea 10 ani și noi aveam cu Gașca Zurli, eu am lacrimi în ochi pentru că sunt sigură că emisiunea de astăzi și felul în care tu reușești să ne povestești, Camelia, va da încredere foarte multor părinți care pleacă de la spital cu un copil special și cu această abordare, din păcate, a cadrelor medicale și a celor care ar trebui să îi încurajeze în loc să le pună o greutate și mai mare pe omer. Și în primul spectacol al Găștii Zurli, într-un mall, a fost la Arad, Bianca Morariu, o fană de-a mea de la radio pe vremea aceea, devenită prietenă între timp, a organizat acel spectacol. Mi-a spus despre voi și mai era un băiat care tot așa mă urmărea pe mine la radio, Daniel Mitra, mi-a spus despre voi și eram nerăbdătoare să vă întâlnesc și să vă cunosc. În acel mall în care erau mii de copii și părinți, Mara se vedea din toată mulțimea aceea. Era atât de prezentă în rândul spectatorilor, știa toate cântecele Găștii Zurli, iar eu am făcut ceva, ce nu știu dacă a mai făcut cineva până la acel moment, am luat-o pe Mara și am urcat-o pe scenă. Mara, mai ții minte? Da, minte. Cum a fost? A fost bine și mi-a plăcut. Ți-a plăcut? Da. Ție-ți plăcea Gașca Zurli așa pur și simplu, nu? Da. Așa. Și ai urcat pe scenă și mai știi ce ai făcut pe scenă? Nu știu. Ai cântat? Ce ai cântat? Ai cântat frumos. Ai cântat frumos, dar ai cântat, știi ce cântec ai cântat? Eu cântat Îmi mulțumesc că te la melodie. Acum, dar atunci? Acum îți place Mulțumesc. Așa. Aram Zam Zam, ai cântat cap-coadă, ai știut coreografia, ai respectat ritmul de la început până la sfârșit și mai ții minte cum au reacționat miile de oameni care erau acolo? Nu. Strigau și strigau, bravo Mara,
bravo! Și toată lumea aplauda. Mama ta, părinții tăi plângeau într-un colț de emoții și tu te aplecai ca o artistă și salutai publicul și l-ai făcut cu mâna. Da. Și pe mine m-a impresionat foarte tare. Cum ești tu, Mara? Fericit. Ești fericită? Da. Ce ai făcut astăzi, de exemplu? Eu fericită de la școală lai și am venit de acasă și am dansat. Și acasă? Acasă am mâncat reflector și am dansat muzică. Și ai dansat pe muzică. Da. Și ți-a spus mami că o să vorbești cu mine astăzi? Da, am vorbit cu mami și te văd că Mirela Retegan și foarte mult. Și ți-a zis că o să vorbești cu Mirela Retegan și tu te-ai bucurat, nu? Bravo! Dar ce-ți place ție cel mai mult să studiezi la școală? Îmi place colegi la școală. Colegii de la da. Școală? Serios? Ai colegi drăguți? Da. E și vreun băiat de care îți place? Da, îmi place băiat. Îți place și un băiat? Da, pusesc cu tenis. Și joci tenis cu el? Da, îl cheamă Denis. Îl cheamă Denis, da. Ok. Și... e adevărat că tu mergi cu bicicleta? Da. Mult? Mult. Că mama ta abia se ține după tine pe bicicletă? Pe două alpine, că și cu mami. Da, ea merge pe o tricicletă și da, este atât de rapidă mișcarea rapidă ei. Rapidă ta e. Într-adevăr, este condată de tata și eu de-abia mă țin după ei acolo. Și la mâșii. Am vrut foarte tare să o auziți puțin și pe Mara, dragi ascultători. Suntem în direct cu Mara și cu Camelia Oprea, o mamă specială. E mai specială mama decât copilul normal. Mama e specială. Eu cred că asta ar trebui să li se spună la maternitate mamelor care aduc pe lume copii care au tot felul de completări acolo la diagnostic. Din acest moment sunteți o mamă specială pentru că rolul mamei în viața acestor copii, rolul părinților în general, dar în special a mamei, este unul imens. Camelia a ales să plece de la maternitate, deși toată lumea s-a uitat cu milă la ea, convinsă fiind că a adus pe lume o minune și a crezut atât de tare în minunea ei, încât Mara este astăzi cea mai mare minune din viața lor. Și Mara merge pe bicicletă, se duce la școală, place un băiat de la ea din clasă, vine acasă și dansează, urcă pe scenă, susține un program artistic, are imaginație, desenează, cântă, face tot felul de lucruri, pentru că mama ei a făcut niște alegeri la un moment dat. Camelia, cum ai abordat în momentul în care ai devenit conștientă de importanța pe care tu o ai în creșterea Marei, toată situația? Luat-o pe calea normalității, adică dacă noi nu-i acordam șansa de a fi privită și de a fi tratată ca și orice alt copil, nimeni nu-i dădea șansa asta. Și atunci, bucuria noastră, norocul ei, este că a avut-o în permanență alături pe sora cea mare, Anca. Diferența dintre ele, am zis, este de 3 ani. Astfel că Anca a stimulat-o pe Mara fără să-și dea seama atunci la vârsta aceea. Și pur și simplu a tras-o după ea, într-atât încât Mara se juca unde, cumva impropriu pentru vârsta ei, pentru că o imita pe sora mai mare și cumva era tot timpul atrasă de jocurile surorii mai mari. În același timp, dacă noi o puneam pe Anca să facă ceva, nu știu, să strângă jucăriile, să facă patul, considera că e la fel de normal să facă și Mara. De ce să facă Anca treaba în locul surorii ei? Și astfel Mara a deprins de mică, de când a devenit conștientă asupra lumii, foarte multe activități pe care le face, știut fiind faptul că ei, la ei contează foarte mult rutina, le face
foarte bine și cu conștiinciozitate și cu atenție și cu aplecare. În același timp, de când am devenit conștientă asupra faptului că Mara e altfel, am căutat și eu să citesc cât pot de mult legat de cum pot să o ajut și am încercat să fiu cu ea în preajma copiilor, tocmai pentru a-i arăta diversitatea și de ce nu a le arăta și altora diversitatea. În sensul acesta, noi am fost prezenți cu Mara peste tot, peste tot. Și văzând că poate foarte multe, i-am dat șansa să se dezvolte natural cumva, dar și pentru că nu am fost îndrumați pe calea recuperării, am avut mare bucurie ca Mara să meargă singură la un an și 5 luni, ceea ce pentru un copil cu sindrom Down este foarte... O performanță. O performanță. Am avut șansa ca Mara să se adapteze social foarte, foarte ușor, astfel că am încercat ca atunci când ea a împlinit 3 ani și 3 luni să înceapă și ea grădinița la fel ca și orice alt copil. Și am gândit noi că tot pe drumul normalității merită să facem încercarea cu o grădiniță normală sau de masă. Am ales una fix în centrul Aradului, adică am țintit departe ca să... Ați fost curajoși. Da, pentru că știam că oricând putem reveni sau intra sau dacă locul ei este într-o grădiniță normală, într-o grădiniță specială, ea va putea ajunge acolo, dar merită să încercăm stimularea prin copiii tipici, introducând-o într-o grădiniță de copii tipici, de masă. Astfel că am avut surpriza sau, de ce nu, confirmarea că Mara se poate adapta unui program de grădiniță cu program prelungit foarte ușor, ba mai mult, mai ușor decât plângăcioșii ei colegi care erau lipiți de mama. Poate și pentru faptul că între 2 și 3 ani noi am îndrăznit să o lăsăm la părinții mei, pentru că nu știam nici de drepturile pe care le are un părinte de copil special, acele ale unui dosar de handicap și a statutului de asistent personal. Nu v-a zis nimeni, nu? Nimeni. Despre care nu știam, dar nici după ce am aflat despre ele și am început să-i facilitez aprobarea drepturilor, eu am ales să nu merg pe calea asistentului personal, ci să rămân încadrată într-un loc de muncă care mi oferea și mie încrederea și socializarea și poate rezultate ale unor căutări, dar și ei partea de independență atât cât se poate acumula pas cu pas. Noi o să luăm o pauză pentru că în fiecare emisiune eu m-am obișnuit să duc părinții la psiholog. Vrem să ne obișnuim cu faptul că nu e nicio rușine să cerem ajutor și să întrebăm specialiști atunci când ne lovim de situații speciale. Ai apelat la ajutorul unor consilieri? Te-ai sfătuit cu cineva? Da, am apelat la ajutorul unui logoped, așa am gândit-o eu prima dată, pentru că nici la 4 ani Mara nu vorbea, nu alătura sunete în mod conștient, într-atât încât să formeze silabe clare. Dar non-verbal înțelegea și executa foarte multe. Și atunci am început să mergem cu Mara la logoped, Mara avea 4 ani și... Dar un specialist pentru tine? Un psiholog? Nu. N-am apelat. Am dus-o sau am... Te-ai descurcat singură. Da. Și bineînțeles că la toți specialiștii pe la care am fost cu Mara, întâmplarea a făcut ca ei să se schimbe, nu i-am schimbat noi neapărat. De la toți am preluat câte ceva pentru că fiecare în felul lui face și consiliere cu părintele. Și atunci nu țintit către mine, dar în fiecare oră am mai acumulat câte ceva pe partea asta a consilierii.
O poveste foarte frumoasă pe care vă aduc astăzi în atenție aici la Europa FM, la antrenorul părinților, o mamă specială cu un copil absolut normal care s-a născut sub semnul sindromului Down, dar care astăzi cântă, dansează, spune poezii, place un băiat de la școală. Revenim cu Camelia Oprea și cu Mara, invitatele mele de astăzi, după discuția cu doctorul Gașpar și după pauză. Sunt foarte curioasă, Camelia, și abia aștept să ne povestești cum au reacționat ceilalți, cum au reacționat rudele apropiate, vecinii, oamenii, părinții celorlalți copii din clasele prin care a trecut Mara și cum ai gestionat tu această situație. Și apoi vreau să ne povestești despre felul în care ai adunat sub același acoperiș copiii speciali la un moment dat. Eu v-am întâlnit pe voi într-un centru și despre centrul acesta vreau să vorbim. Iar ediția de astăzi o dedicăm tuturor părinților care pleacă de acasă, acasă de la maternitate cu un copil special, indiferent cum se numește specialul acela din punct de vedere al medicilor și vreau să vă inspirați din puterea, din curajul și din bucuria cu care Camelia a acceptat venirea Marei în viața lor și felul în care Mara, de fapt, i-a transformat pe ei. Bună dimineața, Gașpar! Bună dimineața, Mirela! Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre stima de sine a copiilor. Mă întreba o mămică zilele trecute pe contul de Facebook cum putem să ajutăm un copil care nu corespunde normelor, acelor norme pe care, din păcate, și copiii le iau în considerare. Cum îl facem să aibă o stimă de sine? Un copil care este are mai multe kilograme decât modelul normalității sau un copil mai slăbut sau cel mai mic copil din clasă sau un copil care s-a înălțat foarte repede. Oricât îi spunem noi că este frumos, că este minunat, că este soarele de pe cer, copiii se poartă diferit la școală și, din păcate, stima lui de sine e extrem de afectată. Da, într-adevăr, în momentul în care copiii sunt un pic diferiți de majoritatea semenilor și au o formă a corpului care nu corespunde în totalitate cu standardele, poate fi extrem de neplăcut pentru ei. Însă studiile din psihologia relațiilor, Mirela, ne arată că sunt două lucruri foarte, foarte importante pe care un părinte le poate face. Înainte de toate, să aibă o relație cu copilul bazată pe siguranță și pe încredere. Cu alte cuvinte, părintele să fie disponibil din punct de vedere emoțional și atunci când copilul e criticat, etichetat, hărțuit, bulizat, că e un termen pe care îl folosim destul de des în ultima vreme, copilul să poată să vină la părinte și să pună în cuvinte ce se întâmplă în universul lui interior. Deci dacă relația dintre părinte și copil e o relație suficient de bună, deja aceasta este o bază de siguranță pentru copil. Iar celălalt aspect foarte important pentru a le cultiva copiilor o stimă de sine sănătoasă și încredere în propria persoană e reprezentat de comportamentele în care copilul se implică. Dacă eu, de exemplu, am un copilaș care are câteva kilograme în plus și e foarte, foarte bun la desen, la artă, la muzică, să-l încurajez să se implice în acele comportamente, pentru că toată energia pe care o duce în acele activități îl va ajuta pe copilul meu să aibă o anumită verticalitate din punct de vedere psihologic. Poate că un alt părinte are un copil un pic mai scund, mai slăbuț, care s-ar putea să fie foarte bun la karate, să nu fie cel mai fotogenic din clasă, să nu aibă cei mai mulți prieteni pe rețelele sociale, însă din punct de vedere fizic să fie extrem, extrem de abil. Deci dacă un copil are o relație bună cu familia de apartenență, cu semenii săi, cu oamenii cu care trăiește și de asemenea are câteva activități în care se implică cu drag, deja va avea o stimă de sine suficient de bună și chiar mai sănătoasă decât copiii extrem de populari. Părinții au impresia că dacă un copil e foarte popular are o stimă de sine crescută și așa e, s-ar putea să fie crescută, însă într-o manieră artificială, e o stimă de sine umflată, nu e sănătoasă. Îi spunem copilului, uite, nu ești cel mai bun la sport și poate râd de tine copiii că nu reușești să nimerești coșul de la basket, dar ești foarte bun la desen.
Exact, îi spunem asta, îi spunem, verbalizăm asta? Îi spunem, eu cred că e important să nu mințim copiii spunându-le că sunt excelenți la absolut orice domeniu, că se descurcă foarte bine la orice materie, pentru că ei sunt conștienți de asta. E bine să știe că sunt domenii în care au performanțe foarte crescute, pot excela, și domenii în care au performanțe scăzute. Nu e nicio problemă cu asta, pentru că nimeni nu e perfect. Mulțumesc mult, Gașpar, o duminică. Mulțumesc și eu. Sunt Mirela Retegan, am revenit la Europa FM în Antrenorul Părinților și astăzi luăm lecții de viață de la o mămică specială cu o fetiță absolut superbă. Așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, pentru cei care ați ratat prima parte, să știți că o găsiți în online. Astăzi vorbim cu Camelia Oprea și cu Mara, fiica ei. Este o mamă pe care eu o cunosc, am întâlnit-o în urmă cu 10 ani la Arad, și fetița ei, care are sindromul Down, care o face specială, și încercăm să învățăm de la ele despre cum abordăm o astfel de situație și cum ne comportăm cu un astfel de copil și cum ne comportăm cu o familie care are un copil special în familie. Bine ați revenit, fetelor! Ați v-a prins bine pauza? Bine v-am găsit! Mulțumim! Da, da! Bine. Mara, ești ok? Bine, ok! Da, toate bune? Bine. Mara are 18 ani și este super. Superbă! Trebuie să intrați pe video să o și vedeți. Camelia, ziceai că atunci când ai născut-o, le-ai auzit pe moașă și pe cine mai era pe acolo, că spuneau că arată ca o chinezoaică și altcineva a zis să nu te audă mama, probabil. Dar Mara arată ca o superbitate din Asia. Da, uite-te la ea! Ai unghiile roșii? În parte. Ia să văd. Ai unghiile roșii. Spuneam înainte de pauză, Camelia, că aș vrea să ne povestești cum au reacționat cei din jurul vostru. Mama, de exemplu, prin negare. Desigur că și noi am trecut prin toate etapele până la acceptare, dar eu... Dar la voi s-a desfășurat foarte repede, probabil. Foarte repede, și de aceea cât ține de mine, sfătuiesc pe absolut toți părinții să nu mai caute răspuns la întrebarea de ce mie sau de ce nouă. Eu nu am pus așa întrebarea, eu am pus întrebarea de ce ei, pentru că am așteptat desigur un copil normal și acest copil a primit o altă șansă sau o altă viață. Dar cei 18 ani de până acum și realizările mari de până acum ne fac să ne dăm seama că nici întrebarea de ce ei nu a fost potrivită deloc. Și ce am de făcut, probabil. Da, desigur, desigur. Deci nu suntem de plâns, nu suntem vai săraci, nu suntem noi cu o familie normală așa cum e a noastră acum și pe tot restul vieții în cazul nostru. Ziceai că mama ta a negat. Da, 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 nu se poate, nu, uite că e bine, uite că mișcă, uite că da, dar în timp și mai ales în perioada în care toți copiii începeau să vorbească, de fapt și căutările mele au pornit cam tot de atunci, pentru că până atunci, nu-i așa, nu mi se recomandase, dar până atunci, nu-i așa, universul i-a dăruit marei, sau Dumnezeu, că eu asta cred, i-a dăruit mare foarte multe daruri, inclusiv cel al puterii interioare și al ambiției care o face să ne uimească prin ceea ce realizează de fiecare dată. Pentru că tot ce a făcut Mara până acum a pornit de fapt de la o provocare în care am intrat eu de mână împreună cu ea, pentru că în permanență am fost acolo. Și de la provocare până la reușită au fost câteodată multe ore, câteodată puține ore, câteodată mulți ani, dar când a venit reușita aceea și confirmarea că da, poate, pentru noi a fost o bucurie extraordinară. V-ați lovit de rezistența părinților celorlalți copii prin clasele prin care a trecut Mara? Nu. Deci chiar suntem, sau Mara și noi suntem un caz fericit, pentru că începând cu grădinița, așa cum v-am spus, pe care a urmat-o timp de 5 ani,
Adică primii ei colegi au plecat deja la școală și Mara a mai rămas un an pentru că avea dreptul să se coacă cumva pentru intrarea în școală. Absolut toți au privit-o și ne-au privit și pe ea și pe noi cu admirație. Chiar aveam o mămică psiholog, mămica unui băiat din prima grupă a Marei, cu care ne-am vorbit mai multe acolo, întâlnindu-ne să lăsăm sau să ridicăm copii, care spunea că ea, de câte ori mă vede pe mine, tot timpul cu zâmbetul pe buze, își dă două palme și zice: "Ma, dacă Camelia poate, eu de ce nu pot, eu care am copii sănătoși?" Și poate că și ceilalți mă priveau așa, nu știu. Cert este că Mara a fost tratată absolut fantastic în toată perioada grădiniței, școlii, ciclului primar, gimnazial. Deci nu am avut probleme nici cu părinții, nici cu copiii, nici cu profesorii, nici Dar cu directoarele. tu, Camelia, și soțul tău n-ați dat voie nimănui să vă privească cu milă. Nu Niciodată. v-ați plâns de nenorocul. Am mai plâns la propriu. Mami, eu Asta la nu propriu plângem toți, stai liniștită, în spatele ușilor le închise. Eu plâng și spun. acum, face mai 20 de ani și încă mai plâng că nu sunt în stare de fiecare dată să fiu o mamă bună. Dar nu ne-am plâns, nu ne-am plâns. Ăștia suntem noi. Dacă vreți bine, dacă nu iar bine. Și pe oriunde m-am dus, și ne-am dus, am prezentat-o și la grădiniță și la școală, ca pe un copil, așa cum era în clipa aceea, cu toate nevoile ei, dar și cu plusurile ei. Și am lăsat ușa deschisă ca, dacă nu se adaptează, pentru că adaptarea am văzut-o în primul rând la ea. Nu trebuia să, adică nu era neapărat necesar să mi se spună că s-a adaptat sau nu, Tu pentru că îți dai știai. seama pe copil dacă e fericit sau nu. Că ea tocmai v-a spus că e fericită. Ea pe oriunde a fost fericită. Și dacă nu, a semnalat că nu e. Am lăsat ușa deschisă că avem unde merge, la grădiniță sau la școală specială, dar nu a fost nevoie pentru că ea s-a adaptat și cognitiv a integrat atât cât a putut. Dar am fost foarte, foarte surprinși pentru că în clasa întâi a reușit să citească și să scrie deja. Bravo, Mara! Bravo, Mara! Cu Tot oferindu-mi plăcere! o surpriză, pentru că, așa cum vă spuneam, adică o știi și tu, Mirela, ea nu vorbește nici acum pe înțeles, atunci avea 8 ani în Nu, clasa nu, nu. 3. Ea vorbește pe înțeles. Că înțelege toată lumea. Că nu vorbește toate cuvintele cum le vorbim Așa. noi, dar pe Mara n-ai cum să nu înțelegi, pentru că ea vorbește cu... Exact. Ea vorbește cu gura, cu ochii, cu nasul, cu urechile, cu vorbește cu inima. Bine. Vorbește bine. Cred că păratul are și eu păcăl că am care semn. Deci până O, când asta a fost pe vremea școlii, ce față în a fost, față, da. da. Noi încă n-am revenit. Mara este în clasa 11-a și este tot online. Eu plus puțin de melodie. Așa, și am avut marea surpriză ca în clasa întâi Mara să învețe sunetul, ci să pronunțe sunete deodată cu învățarea literelor, ceea ce și pentru doamna noastră învățătoare, despre care noi zicem că este a fost și este Îngerul Marei, a fost o mare surpriză. Ce știe Mara să facă acum și nu, e, nu v-ați gândit când era mică la faptul că o să poată să facă asta? Păi Mara citește, Mara scrie, Mara înoată foarte bine. De la 9 ani participă la concursuri Special Olympics și, mergând cu ea la concursuri pentru prima dată la 9 ani la natație, am mers la proba de mers în apă. Adică la Special Olympics se adaptează probele până la cel mai jos nivel, într-atât încât să conteze foarte mult participarea, să fie încurajat sportivul spre a face mișcare. Și de la mers în apă la 9 ani, în următorul an, tot pe încercare, am mers la inițiere de not
Și în următorul an, Mara a înotat singură la concurs Special Olympics pentru ca în anul 2019 să ajungă la o competiție mondială de vară în Abu Dhabi, fără noi. Cum fără voi? Cu notul, fiind însoțită de delegația Fundației Special Olympics din România, deci oameni cu care ne întâlnim anual sau... Și ai avut încredere să o lași. Da, pentru că nu a fost prima dată. De pe la 11-12 ani mergea în tabere cu Special Olympics. În 2017 am mai fost la o competiție mondială de iarnă în Austria. Și cum îi găsim pe oamenii ăștia de la Special Olympics pentru toți părinții care au copii speciali și care ar putea să facă ceva? Vai, dând o căutare pe orice motor de căutare, dar și pe rețelele de socializare, sunt oameni extraordinari care sunt punctul din România al mișcării internaționale Special Olympics, inițiată de familia Kennedy undeva prin anii 1960 și dezvoltată la nivel național. Oamenii ăștia sunt o mână de oameni extraordinari care concep programe pentru sportivi speciali și care îi încurajează într-atât de mult încât îi aduc către independență. Adică așa cum copiii ceilalți se pot duce la tot felul de cursuri, da. Copiii speciali au astfel de cursuri pe care părinții pot să le acceseze și unde ei se întâlnesc cu copiii la fel ca ei și participă la competiții. Da, da, adică la nivelul lor. Deci, antrenamente. Antrenamentele le desfășoară fiecare în orașul lui, așa cum se pricepe să le organizeze, reușind să aducem împreună lângă noi, lângă sportivi, antrenori dedicați, profesori, voluntari, studenți, care să facă sport împreună cu ei, dar și alte activități. Sunteți absolut minunați. Spune-mi, te rog, despre centrul vostru din Arad. Da. Tot când Mara avea 8 ani, 9 ani, am căutat să mă apropii de familii, și înainte am căutat, dar nu s-a legat până atunci, de familii care aveau în componență o persoană cu sindrom Down. Și în momentul acela, deși la început ne-am adunat mai multe, am reușit să rămânem 3 mame. Fiecare aveam mezinul copil cu sindrom Down și să înființăm o asociație de părinți pentru a ne sprijini copiii și, de ce nu, și alți copii și tineri cu sindrom Down, am gândit noi atunci, care vin spre noi. Și să construim împreună ceva. Eu, sincer, în momentul ăla nu știam ce înseamnă o asociație și nici ce am putea construi noi 3 mame. Dar fiecare a venit cu rude, cu prieteni, cu fiecare familie, cu cunoștințe, cu sponsori, cu sprijinitori, care toți împreună, sau cu care, cu toți împreună am reușit să clădim o, nu o clădire, ci o organizație care a făcut foarte, foarte, foarte multe în Arad în ultimii 11 ani și de care suntem foarte mândre. Între timp, desigur că unii pleacă, alții vin, dar o mână bună de oameni au rămas de la început până ziua de azi aici, la Integra, că așa am gândit să o numim, Asociația Integra. Dacă sunteți din Arad sau din împrejurim și aveți un copil cu sindrom Down, dați căutare pe Google Integra și o căutați pe Camelia Oprea, vă duceți acolo cu copilul vostru și veți avea parte de o relație de prietenie foarte frumoasă, în mod sigur. Mara? Da. Ești aici? Da. Da. Spune-mi și mie ce-ți place la mama ta. Mama mea, te iubesc foarte mult, e cea mai frumoasă din lume. Mama ta e cea mai frumoasă din lume și o iubești cel mai mult. Și ce-ți place la tatăl tău? Tatăl meu frumoasă, te iubesc, e cea mai frumoasă din lume și îi place Albin. Așa. Cum îl cheamă pe tati? Albin. Așa. Și pe mami? Și Camelia Oprea Floica. Așa. Și pe sora ta cum o cheamă? Ok.
Anca. Și Anca, cum e Anca? Zine despre Anca. Anca mea te iubesc, e cea mai frumoasă de lume și faci o sumă de la proiect și temele. Da? Te ajută și la proiecte și la teme? Da. Bravo, te-ai scos. Măruța, și tu ce vrei să te faci când o să termini școala? La școala mea îi place și normal. E foarte mult îmi place matematică. Ție îți place matematica? Așa, bravo. Și eu scriu limbe și cu te place limbe. Am înțeles. Și ce vrei tu să te faci? Ce vrei să devii? Ce meserie vrei să ai? Eu meserie apulată. Ambulanțier, cumva. Asiste? Serios? Vrei să te faci medic pe ambulanță? Da. Foarte frumos. Vrei să salvezi oameni? Da. Mă bucur foarte tare și îți mulțumesc din toată inima că astăzi ți-ai făcut timp pentru mine. Știi că ai un loc special în inima mea, da? Da, frumoasă mire. Și te iubesc foarte tare și ești frumoasă și ești minunată și mă bucur de fiecare dată când mă întâlnesc cu tine. Da, și noi. Camelia a fost o provocare și pentru mine și pentru voi, pe care ați trecut-o cu nota 10. Bravo! Din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Camelia Oprea și fetița ei Mara, o fetiță născută cu sindrom Down, care astăzi este în clasa 11-a și care înoată și dansează și recită și iubește matematica și desenează și face o grămadă de lucruri. Astăzi am aflat de la Camelia cum poți să pleci de acasă cu un boț de copil în brațe și să faci față și să ții piept tuturor oamenilor care nu înțeleg că este poate una dintre cele mai puternice lecții pe care poate să le învețe un părinte, să susțină un copil special, să aibă o viață cât mai normală. Am un cadou pentru voi, fetelor. Uite, pentru tine, Camelia, este cartea Fi de partea mea. Mulțumesc! Este despre adolescente, așa cum sunt fetele tale și Anca și Mara. Și e o carte pe care eu am scris-o când Maia era puțin mai mică decât Mara. Și să știi, Mara, că îți trimit un puzzle. Da, îți trimit un puzzle cu toate personajele Zurli, pe care știu că le iubești foarte tare. Da. De cine îți place cel mai mult din cașca Zurli? Mulțumesc. De mulțumesc? De ce? Că îi place, mulțumesc că sunt pe ei. Și ce mai frumoasă de lume și te iubesc. Pentru că este super erou. O să se bucure foarte tare, mulțumesc, și da, o să-i transmit toate gândurile tale minunate. Aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că îi invit pe pagina Antrenorul Părinților de pe Facebook și îi rog să scrie la comentarii dacă știu un copil special, cum îl cheamă și de ce e special acel copil. Am un premiu de dat și pentru cei care vor completa la comentarii, un puzzle și pentru copil și o carte pentru un părinte. Așa că vă invit pe Antrenorul Părinților pe pagina noastră de Facebook. Mulțumesc, Amelia! Mulțumim și noi ne bucurăm că am Mulțumesc, fost. Mara! Mulțumesc și tine pentru mine! O ediție absolut specială. Camelia spunea că îngerul păzitor al Marei a fost învățătoarea ei și mă bucur că ai făcut asta, Camelia, pentru că mă trimiți cu gândul la campania pe care noi o avem în derulare. Se numește Învățătoarea Anului. Căutăm Învățătoarea Anului. Dacă știu o învățătoare care merită să fie lăudată la toată lumea, intră pe platforma învățătoareanului.ro și fă o propunere. Noi o să alegem o învățătoare, așa cum am ales și în anii trecuți. Premiul cel mare al învățătoarei este gașca Zurli la ea în clasă, indiferent că este o învățătoare din Botoșani, din Satu Mare, din Craiova, din Constanța sau din Târgu Mureș. Noi ne vom duce acolo cu daruri pentru ea și pentru copii. Intră pe platformă și votează o învățătoare sau o educatoare despre care știi că merită să fie, să primească acest titlu. Iar dacă sunteți învățători care ascultați această emisiune, vă invit să intrați pe pagina Învățătorul Anului și să trimiteți o scrisoare de apreciere pentru copiii din
din clasa voastră. Cu siguranță că eu, dacă aș fi avut o scrisoare de apreciere din partea învățătoarei mele, aș fi ținut-o împreună cu diploma de bacalaureat acolo într-un dosar special. Mulțumesc din inimă tuturor celor care ați donat pentru campania Mesaje de iubire pentru copiii cu branule. De 1 iunie vom ajunge în cele 8 spitale din România și vom duce daruri celor aproape 1000 de copii care sunt acolo. Eu sunt Mirela Retegan și împreună facem roata binelui să se învârtă. Până data viitoare vă doresc o duminică minunată și nu uitați, în spatele unui copil lumină e un părinte soare. Antrenorul părinților la Europa FM.